Echipa lui Biden încearcă să revină la acordul nuclear cu Iranul din perioada administrației Obama, dar Israelul este nemulțumit în legătură cu acest lucru și avertizează că acordul va face chiar contrariul. Lila Rose, fondatorul organizației Anti-Avort Live Action, spune că americanii trebuie să fie conștienți de înșelăciunea gravă a administrației Biden cu privire la avort. În timp ce președintele se declară un catolic devotat, Lila crede că, de fapt, acesta folosește religia drept acoperire. Bună ziua și bine ați venit la NTD România! Sunt Diana Jiga. Dacă vă plac videoclipurile noastre, nu uitați să dați like și subscribe și să le partajați cu prietenii și membrii familiei dumneavoastră. Vă mulțumim! Echipa lui Biden încearcă să revină la acordul nuclear cu Iranul din perioada administrației Obama, dar Israelul este nemulțumit în legătură cu acest lucru și avertizează asupra unei probleme cu caracter nuclear. Departamentul de stat este deschis către reîntoarcerea în acordul nuclear cu Iranul, un acord care ar trebui să pună capăt construirii bombei atomice de către regimul iranian. Însă prim-ministrul israelian a transmis un avertisment afirmând că acordul va face chiar contrariul. Într-o declarație a cabinetului său se spune că Israelul consideră că revenirea la vechiul acord va deschide calea Iranului către dezvoltarea unui arsenal nuclear. În această privință, Israelul păstrează o legătură strânsă cu Statele Unite. Conform acordului, Iranului îi se permite să acumuleze o anumită cantitate de uraniu îmbogățit, dar autoritățile iraniene au recunoscut că au depășit limita în 2019 la aproximativ un an după ce președintele Trump s-a retras din acord. Trump a numit-o o înțelegere unilaterală care credea prostește că un stat ucigaș, sponsor al terorismului, își va folosi programul nuclear doar în scopuri pașnice. Dar echipa lui Biden spune că se vor alătura acordului dacă Iranul se conformează acestuia. Ned Price, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor Unite, a declarat: desigur, propunerea pe care ați auzit-o de la acest podium, care a fost făcută de Statele Unite și pe care a anunțat-o secretarul Blinken, rămâne desigur valabilă dacă Iranul revine la respectarea pe deplin a acordului. După ce a primit joi un premiu pentru promovarea valorilor evreiești, fostul secretar de stat Mike Pompeo a declarat că, în opinia sa, oamenii nu vor mai nega amenințarea pe care o reprezintă Iranul. Chiar dacă următoarea administrație își poate alege propria strategie, nu cred că este posibil ca cineva să mai nege amenințarea pe care Republica Islamică o prezintă pentru Statele Unite, o prezintă pentru Israel, o prezintă pentru națiunile arabe din Golf. Pe cale de consecință, revenirea la acord ar ridica sancțiunile economice impuse Iranului de către Trump. O activistă anti-avort vrea să vadă din partea administrației Biden și a Casei Albe cum lucrurile avansează în această privință atât la nivel de stat cât și local. NTD a vorbit cu Lila Rose pentru a afla opiniile sale față de politicile privind avortul ale administrației Biden. De când președintele Biden și-a preluat funcția, Casa Albă s-a eschivat în mod repetat de la a-și face cunoscută poziția cu privire la avort. Când secretarea de presă a Casei Albe, Jen Psaki, a fost întrebată despre politicile privind avortul, ea a refuzat să răspundă direct la întrebare și, în schimb, a spus: voi profita de această ocazie pentru a vă reaminti că președintele este un catolic devotat și o persoană care merge în mod regulat la biserică. Lila Rose, fondatorul organizației Anti-Avort Live Action, spune că americanii trebuie să fie conștienți de înșelăciunea gravă a administrației Biden cu privire la avort. În timp ce președintele se declară un catolic devotat, o religie care poartă mesaje clare despre protejarea caracterului sacru al vieții, Lila crede că, de fapt, acesta folosește religia drept acoperire. Președintele folosește religia creștină ca acoperire pentru politicile sale extreme și pentru promovarea avortului. Și acesta este pur și simplu cel mai urât mod în care se poate minți. Din nou, este cea mai gravă minciună și care trebuie să fie expusă. Ea spune că majoritatea americanilor nu sunt conștienți de poziția extremă pro-avort a actualei administrații. Acest lucru se datorează probabil faptului că Biden face paradă de credința sa. Rose spune că atunci când oamenii află adevărul, aceștia sunt profund îngrijorați. De când a preluat mandatul, Biden a anulat politica din Mexico City.
Aceasta este o politică guvernamentală a SUA care a împiedicat ca banii contribuabililor americani să fie direcționați către finanțarea oricărui ONG internațional care oferă consiliere sau recomandări privind avortul. De asemenea, președintele s-a angajat să legifereze decizia Roe vs. Wade, o decizie a Curții Supreme a SUA din 1971-1973, prin care s-a decis că legea care interzicea avorturile, cu excepția situației în care trebuia salvată viața mamei, era neconstituțională. De asemenea, Biden și-a revocat sprijinul anterior față de amendamentul Hyde, o legislație care interzicea utilizarea fondurilor federale pentru avorturi. Rose spune că administrația Biden-Harris este cea mai pro-avort administrație care a fost vreodată în funcție. Aceasta mai spune că nu doar libertățile civile ale copilor nenăscuți sunt în pericol, ci și cele ale activiștilor anti-avort. De exemplu, vicepreședintele Kamala Harris a fost în război cu activiștii anti-avort pe când deținea funcția de procuror general al Californiei. Ea a fost cea care a trimis autoritățile pentru a percheziționa apartamentul prietenului meu, David DeLayden, care era jurnalist sub acoperire anti-avort. Rose spune că ea și organizația sa vor continua să lucreze pentru a proteja caracterul sacru al vieții prin intermediul educării oamenilor. Ea afirmă că în cele din urmă nu politica este răspunsul pentru încetarea avorturilor, ci este nevoie de o schimbare a culturii și a modului în care privim aceste lucruri. Este despre adevăr versus minciună. Este vorba despre uciderea unui nevinovat versus dragostea și susținerea vieții lui. Deci sperăm că tot mai mulți oameni ni se vor alătura fiind exemple ale adevărului și dragostei. Prin urmare, acesta este mesajul cel mai important al luptei pentru viață. Rose spune că politica este importantă, însă o schimbare interioară în inima fiecărei persoane este mai importantă decât legea. Acestea fiind spuse, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Puteți găsi detaliile în descrierea videoclipului nostru. Ne puteți vedea în zilele de luni, miercuri și vineri în fiecare săptămână. Sunt Diana Jiga și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să rămâneți informați și liberi.